Elodia, aproape de a fi dezlegat mișterul, anchetatorii descoperă indicii într-o râpă lângă Râșnov, povestea Elodiei rămâne un puzzle nerezolvat, dar anchetatorii nu renunță. Au adunat detalii cheie care ar putea schimba tot ce știm. Elodia Ghinescu, avocată de profesie, a dispărut în august 2007. Soțul ei, Cristian Cioacă, pe atunci polițist în Argeș, a raportat dispariția abia în septembrie. Fără să găsească trupul Elodiei, probele adunate au fost suficiente pentru a-l trimite pe Cristian Cioacă în spatele gratiilor pentru 15 ani și 8 luni. Elodia încă lipsind, el neagă orice faptă. În cazul Elodia, anchetatorii au făcut descoperiri semnificative într-o râpă. Cristian Cioacă, deși nu recunoaște crima, probele sunt convingătoare. La o lună după dispariția Elodiei, polițiștii au găsit indicii importante într-o râpă. Detalii ce ar putea aduce lumină în acest caz întunecat. În mișterul Elodiei, anchetatorii au găsit uniforma de polițist a lui Cristian Cioacă și obiecte personale într-o râpă lângă Râșnov. Acestea ar putea fi piese cheie în rezolvarea cazului, dar nu au fost singurele descoperiri. Aici intervine Tobi, un câine polițist de la București, un adevărat erou în descoperirea indiciilor. Tobi, specializat în găsirea cadavrelor, a jucat un rol vital. Tobi e expert în a găsi rămășițe umane, a lucrat la multe cazuri, dar cel al Elodiei a fost cel mai cunoscut. Am căutat împreună prin zonele din Brașov, spune polițistul Cristinel Dumitra, admirându-și colegul patruped. Tobi a devenit un element esențial în puzzle-ul acestui caz complicat, aducând noi speranțe în dezlegarea misterului.